Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Edilul Constanței Radu Mazăre s-a ținut de cuvânt și a vizitat pe locuitorii din cartierul Henri Coandă. Numai că mesajele de la slujbă nu l-au prins întotdeauna atent, mai ales că discuțiile cu cei din jur păreau mai interesante. Micuța biserică a fost neîncăpătoare pentru sutele de credincioși din campusul social. Aici mă simt mai aproape de ce înseamnă Dumnezeu și de ce înseamnă să faci bine. Mazăre a promis că va continua construirea de locuințe în campusul social și nu s-a oprit aici cu promisiunile. Totdeauna am fost și la primărie, în fața am strigat noi, numai turcii, și suntem împreună, și vrem ca să țineți promisiune că ne faceți o geamie turcească. Fac și geamie. Eu nu sunt foarte religios, în sensul că nu țin toate canoanele bisericii, dar întotdeauna tot ceea ce am făcut, am făcut cu gândul de a face bine. Niciodată în viața mea n-am făcut rău. Radu Mazăre este cercetat sub control judiciar pentru luare de mită, tocmai pentru construcția locuințelor sociale.